Imaginile momentului, doamnelor și domnilor, în direct de la aeroportul Băneasa. Primul avion F-35 ajunge chiar în aceste clipe în România. Colegul meu, Laurențiu Rădulescu, este acolo și vine cu toate informațiile. Vedem aceste imagini în direct. Laurențiu, te ascultăm. Bun găsit! Da, bun găsit. În urmă cu doar câteva secunde a aterizat F-ul 35 aici pe pista aeroportului Băneasa. O aterizare spectaculoasă, o aterizare care era programată pentru ora 14 și iată, exact la ora 14, aeronava a pus roțile pe pista aeroportului Băneasa. Vorbim despre cea mai mare expoziție militară, în primul rând, pe care țara noastră o găzduiește. În acest context este adus F-ul 35 în România. Numai puțin adevărat este inclusiv faptul că armata română se pregătește să semneze cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii acel contract de achiziție pentru numai puțin de 32 de avioane de tip F-35, o semnare a contractului care de altfel va avea loc cel mai probabil în următoarele 2-3 luni de zile, ne spuneau reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. De ce este atât de spectaculos acest avion? Vorbim în primul rând despre cel mai avansat, cea mai avansată tehnologie de luptă sol-aer și aer-sol și aer-aer pe care un avion de generație a 5-a o poate deține. Vorbim despre o aeronavă care este cea mai performantă în momentul de față și iată, armata piloții români se vor pregăti în anii care vin tocmai pentru a face trecerea de la F-ul 16 la F-ul 35. Da, este cel mai performant avion de luptă care a aterizat în România. Acestea sunt imaginile, doamnelor și domnilor, cu aeronava F-35. Laurențiu, îți mulțumesc mult pentru această corespondență în direct de acolo, de la aeroportul Băneasa. Mergem mai departe.